România în direct cu Cătălin Striblea la Europa FM. Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România. Știrea momentului la noi este un fenomen natural. Prăbușirea unei cascade, sigur, e ceva spectaculos, dar cred că sunt mai multe lucrurile pe care le spune despre noi ca societate. Poate putem desluși câte ceva, dar mai înainte trebuie să vă spun o mică poveste. Cu ani în urmă, poate aproape 20, m-am nimerit undeva în sudul Angliei, pe o insulă, îi zicea Ella White. Oamenii ăștia acolo trăiesc așa ca la mijlocul anilor 70. Dacă vrei să vezi Anglia cum era pe vremuri, acolo trebuie să mergi. Sunt și pensionari care joacă, cred că bowling se numește, cu niște bile pe gazon. E un joc cu bile pe gazon, ei sunt îmbrăcați în alb. E o atmosferă foarte pașnică și așezată. Și acolo e un castru roman. Ei, ăsta este prezentat peste tot pe insulă, prin pliante, pe afișe, peste tot. Trebuie să mergi la castrul roman. Am fost, am cheltuit niște bani acolo, cred că 5 sau 10 lire, și era de o banalitate desăvârșită. Adică, băi frate, nu era nimic. O casă refăcută, niște amfore găsite acolo, în orice caz nu se compara cu ce poți să vezi în alte locuri cu minunății de genul acesta. Dar ei știau să-l vândă și atunci m-am gândit la România și am zis, Doamne, câte curți domnești avem noi și tot felul de locuri la care nici nu ne uităm, nici nu le îngrijeam. La data respectivă, încă în vasluiul meu natal, era curtea domnească, era o ruină, o nenorocire, o căzătură în care nu aveai de ce să intri și cum să intri. Îți întrebai părinții, Doamne, ce-i acolo în ruinele alea de la marginea orașului? Păi acolo a fost curtea lui Ștefan cel Mare. Da? Și de ce o ținem așa? Păi așa o ținem noi. Mă rog, în fine, o să mai dau exemple astăzi, dar le aștept și de la voi. Pentru că, de fapt, de asta ne întâlnim azi aici. Avem și un pretext, e vorba de cascada Bigger, pe care ar trebui să o numesc paradoxul turistic românesc. Și o să explic un pic chestiunea asta. Locul ăsta, cascada asta, e acolo de zeci de ani. Avea un anumit tip de frumusețe. La un moment dat, câțiva oameni din America au pus o poză pe net care a făcut înconjurul lumii și a explodat acolo turismul. Locul s-a umplut de oameni, au venit din toată lumea. S-a ajuns ca astăzi să fie 100.000 care intră anual în parcul acela de la Cheile Nerei. Și afaceri mici și mai mari au crescut pe lângă acest loc. S-au făcut restaurante, locuri în care se vând diverse amintiri. Știți voi cum e. Accesul la cascadă nu a fost amenajat ani buni, până când n-a făcut asta o asociație non-guvernamentală. Este vorba de o asociație care se numește După Noi, îi găsiți pe site-ul dupanoi.ro și e în general sponsorizată de Coca-Cola, ca să vedeți cum merg lucrurile. Ei au făcut accesul acela alături de alți oameni care se numesc Asociația Viitor Plus. Acum, după câțiva ani, cascada s-a prăbușit. Este un fenomen natural și previzibil, după cum ați auzit la știri. Geologul Florin Stoican spune așa, o să dau un citat mai lung din el. Depunerea de travertin era surplombată, suspendată deasupra râului și era o chestiune de timp până să se fisureze și să se rupă. Pe măsură ce depunerile de carbonat de calciu dizolvat în apă cresc, stânca se îngreunează până când cedează sub propria greutate. Dacă voia cineva să întârzie prăbușirea, putea pune un sprijin sub stânca suspendată sau să restricționeze traficul de pe drumul deasupra care producea trepidații. Dar, până la urmă, tot s-ar fi prăbușit, spune geologul. Mă rog, eu acum nu-mi dau seama, nu sunt specialist, nu-mi dau seama dacă era bine, ușor, de făcut să faci acolo niște proptele ca locul ăsta să rămână frumos întotdeauna. Cine știe ce se întâmpla? Un ochi de expert vede mult mai bine. Nu știu dacă s-ar fi reușit, dar o încercare poate ar fi fost necesară, pentru că altfel, haideți să spunem un lucru, suntem în fața unei situații de lumea a doua sau a treia. De ce? Păi aici, în cazul acestei cascade, Dumnezeu a dat și tot Dumnezeu a luat. Noi am beneficiat o bucată de timp de ceea ce se întâmpla acolo și am cules roadele de prin prejur. Sunt curios dacă o să mai vină lumea acum. Poate și asta e o întrebare azi. Mai mergeți să vedeți stânca ruptă în două? Nu știu, poate ne povestiți. Bun,
România are o sumedenie de astfel de locuri atractive, precum Cascada Bigger, dar multe dintre ele suferă din cauza intervenției omului și uneori din lipsa acesteia. Și aici mă refer la munți de gunoaie aruncate în locuri turistice, la locuri părăginite sau la zone complet lipsite de infrastructura care să le scoată la lumină. Aici am nevoie de astăzi. Spuneți-ne și nouă ce minunății abandonate sau căzute în ruină știți, sau care ar trebui descoperite cu ajutorul nostru. Să facem o listă cu locuri și lucruri și cu clădiri, dacă până și orașele noastre conțin diverse zone din astea. Nu vorbesc azi numai de minunății naturale. Vorbim de toate minunățile care ar putea să ne aducă un plus de prosperitate. O să dau telefonul 0372069599. Îl repet ca să ne sunați din cele mai îndepărtate și neașteptate părți ale țării. Faceți-vă curaj, intrați în direct și spuneți-ne: uitați, aici e un loc care ar merita să fie ajutat. 0372069599. Știe România să aibă grijă de locurile sale frumoase? Ce exemple de zone distruse sau în paragină știți? Unde am putea face mai mult ca să avem un obiectiv turistic de mărimea și importanța acestei cascade pe care am pierdut-o? Și spune-ne și un loc pe care merită să-l vizităm în vara asta, că tot vin concediile. România în direct începe aici, o să mai adaug și eu câte una alta pe parcurs, dar astăzi vă ascult cu mare, mare interes, sunt chiar foarte curios. Andrei, salutare, bine ai venit la noi! Salutare, Cătălin, bine v-am găsit! Eu aș vrea să punctez două lucruri până să îți spun de un loc foarte interesant și foarte frumos. Din câte am înțeles, această cascadă Bigger ar trebui să fie un patrimoniu național, dacă n-a fost încă trecut acolo. Se afla într-o rezervație naturală, din câte știu, și cei de la RomSilva ar fi trebuit să se ocupe un pic de mentenanța în ceea ce privește această cascadă, mă gândesc, de vreme ce ei ar trebui să se ocupe. Spunea geologul de la voi că putea fi prelungită un pic această cădere. Da, putea. Noi să nu avem angajat un geolog la RomSilva care să fie ocupat. Există vreo cerere depusă către guvern pentru alocare de fonduri ca să se prelungească acest lucru? Am un comunicat în față, venit în urmă cu câteva minute, e adus de colegii mei. RomSilva face câteva precizări și spune așa: menționăm că această cascadă este într-o dinamică naturală permanentă și în timp se va regenera, da? Și spune că mușchiul care se pune acolo face ca ea să crească mereu în dimensiuni și din cauza asta că a cedat sub propria greutate și că ei în mod deliberat, pentru că știu că se regenerează, nu au intervenit cu măsuri invazive, respectiv construcții care să sprijine structura de travertină a cascadei, o astfel de intervenție împiedicând procesele naturale. Pe de altă parte, nici nu au împiedicat oamenii sau circulația deasupra ca să prelungească acest lucru. Deci nu au vrut să fie invazivi, dar pe de altă parte au fost. Bun, e o idee. Ca loc frumos pe care îl putem proteja, să nu se întâmple ce s-a întâmplat aici sau să-i putem prelungi data de viață, avem plajele din România, care sunt chiar incluse în anumite topuri, așa cum a fost această cascadă Bigger inclusă, urmând apoi turistic un boom în acea zonă. Plajele de la Vadul Corbu și în sus putem să mergem, avem plaja Miu, sunt fabuloase, extraordinare. La fel au fost deja introduse, nu facem nimic pentru ele în acea zonă. Ba facem zonă. Lăsăm... noi, cum să nu facem? Am fost eu data anul trecut. Să se dezvolte haotic și prostește. Și cel mai bun exemplu până să se ajungă la acesta este plaja Tuzla, apropo că vine vara. Așa. Care era o minune acolo, iar acum e plin de gunoaie, plin de terase care nu se află în peisaj, nu verifică nimeni cum se construiește, unde se construiește, cât se construiește și tot așa stăm probabil până când vor ajunge într-o paragină. Vor fi unele locuri care vor fi foarte în regulă făcute, pentru că, din păcate, statul român nu înțelege că trebuie să colaboreze cu aceste ONG-uri care ajută, cum s-a întâmplat și la cascada Bigger. Nu Coca-Cola ar trebui să susțină aceste ONG-uri, ci statul, să le pună la dispoziție măcar resursele necesare ca să poată desfășura. Facem și noi câte ceva, nu? Adică acolo unde nu poate statul, intervenim și noi. Despre asta e vorba. Păi, Cătălin, știi ce fac oamenii care știu de locurile astea? Încearcă să păstreze secretul cât pot de mult, ca să nu ajungă în paradină. Asta se întâmplă.
Da, am auzit. Din păcate, omul este o specie destructivă. De asta ne aflăm și acum în perioada cea mai mare de poluare. Toate summiturile au ca temă energia regenerabilă. Pentru pregătește-te, că noi... săptămâna asta, sper eu, sau săptămâna viitoare, vorbim și despre poluare, lucrurile sunt legate între ele. Ai văzut că am ajuns la cea mai mare cotă de dioxid de carbon, prezent în atmosferă și poate ar fi timpul să ne gândim și la copiii noștri. Da, așa este. E o discuție separată. Dar, pe de altă parte, dacă dorim să facem acest lucru, deși sunt un ascultător al vostru... avid, să zic așa, și dimineața și pe Luca, pe toată lumea îi prind. De fiecare dată când vorbim de o alimentație plant-based sau vegană, o luăm în derâdere, deși are cele mai puține emisii de CO2. L-ai criticat pe Luca? Din păcate, da. Cu toată dragostea l-am luat de ureche. Da, 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 când o să fie Luca vegan, înseamnă că lumea e salvată. O să-i comunic da, asta. Da, da, da. Mulțumesc tare mult, îți doresc spor la treabă. Ce sunt piramidele de nisip din Râmnicu Vâlcea? Fiți atenți că emisiunea asta este și pe Facebook și aici Sorin Bădică spune așa. Piramide de nisip din Râmnicu Vâlcea, de pe intrarea Stâncioiului, monument al naturii unic în Europa, înscris și în marile cărți ale lumii. N-am auzit niciodată. Voi, frate, da? Asta ar fi ceva de vizitat, auzi. Piramide de nisip din Vâlcea. Ok, Mihai, salutare, ești la România în direct. Căutăm locuri de salvat. Bună, Cătălin, nu sunt piramide, eu am fost și le-am văzut, sunt niște bile foarte mari de nisip, care într-adevăr sunt o minune a naturii, dar este explicația pentru ele. Bun, în alte ordine de idei, v-aș sugera un loc extraordinar de frumos, Cascada Pișoaia, care cu 10 ani în urmă, exact ca și Cascada Bigger, era un loc neinvadat de oameni, în sensul că veneau să-l vadă, dar nu... ce au făcut și la Bigger construcția aproape de cascadă. La Cascada Pișoaia, în Munții Apuseni, în comuna Avrămeancu. M-auziți? Da, da, te ascult. Eu mă uit și pe internet, acum încerc să este recuperez. Extraordinar de frumoasă. Are o cădere liberă de la 25 de metri înălțime. Primăvara este fantastică de frumoasă. Chiar și vara, când sunt ploi mai multe, atunci este mult mai abundent în apă. Da, deci arată spectaculos. Seamănă un pic cu Bigger, așa. Da, este spectaculos. E poate mai frumoasă ca Bigger, după mine. Mm-hmm. Și poți să ajungi acolo? Păi, este minific, dar a invadat cu clădiri până la 100 de metri de cascadă. Deci este inadmisibil ce au făcut cu construcțiile acolo. Inadmisibil. Nu știu cine le-a dat aprobarea ca să intre exact în situl natural, la 100 de metri de cascadă. Este inadmisibil ce au făcut acolo. Păi cine să le dea aprobarea? Vreo primărie locală, nu? Cine? Sau cine da, poate da, să dea autorizațiile de construire? Numai că cineva trebuie să răspundă pentru chestiile astea. Chiar vă rog să intrați să vedeți cum arăta Cascada Pișoaia acum 10 ani în urmă, că sunt fotografii pe. Să vedeți acum cum este invadată de clădiri în construcție la 100 de metri de cascadă. Este ceva... nedescris. Dar ce clădiri și sunt? Adică acolo locuiește lumea? Sunt terase. Cabane. Pensiuni. Nu particulare, pentru hoteluri, pentru eu știu ce Dumnezeu, dar ce vor să fac acolo, nu-mi dau seama. Da, pensiuni. Dar locuri frumoase care atrag turiști și dezvolt afaceri. Mai am ceva de relatat. Este, dacă a știut de canionul din România, unicul canion în România, este în județul Bihor, Valea Sighiștelului. Din păcate, acum 2 ani, 3 ani în urmă, din cauza unei furtuni s-a prăbușit un perete al unui versant și aproape că nu mai avem canion acolo. Nu știu ce s-ar putea face, doar printr-un voluntariat, ca oamenii să meargă până acolo și să scoatem piatră cu piatră, bucată cu bucată, să fie exact cum a fost acum 5-6 ani în urmă. Este am ceva găsit. Unicat. Intră pe internet acum, și... Eu pot să mă uit în timpul emisiunii și pe internet. Uitați-vă și... E superb. Canionul din România. Mă, dar nu știu cum am făcut că am găsit o fotografie în care e și o sticlă de plastic. Adică nu mi-a trebuit mult. Da. Să știi. Adică da, da. Se vede activitatea. Anul trecut au făcut dezastru în Munții Apuseni. Au făcut dezastru. L-au descoperit cei din București. Pentru că... Partea de... Pentru că deci, nu s-a putut pleca în străinătate. Cu părere de rău, dar s-a distrus. Au fost mai mulți turiști, asta s-a întâmplat. Oamenii nu au putut pleca, au văzut România. Nu se respectă.
Da, așa e. Nu suntem niște oameni educați. Îți spune cuvântul. Aici lucrurile sunt legate între ele. Îți mulțumesc tare mult, Mihai. Spor la treabă. Băi, am mai învățat ceva astăzi. Deci mie asta mi se pare important la emisiunea asta. Dacă de la România, în direct, de la Europa FM, plecăm cu un lucru în plus pe care să-l știm, asta este cel mai important. Iar astăzi caut zone care merită salvate la noi, în România, la 0372069599, zone care merită să nu pățească ce a pățit cascada asta, Bigger. Ștefan, salut! Bine ai venit la România, în direct! Salut, Cătălin! Felicitări pentru emisiune! Așa cum spunea și interlocutorul de mai devreme, celebra mafie de care vorbim în toate domeniile statului, bineînțeles că există și în domeniul turismului. Mie îmi place să-mi fac multe concedii prin România și am văzut foarte, foarte multe locuri unde, într-adevăr, s-a construit, s-a dat drumul autorizații la, nu știu, case de vacanță, pensiuni, etc., foarte, foarte aproape de anumite monumente naturale din România. Dar nu despre asta am sunat și să relatez situația foarte deranjantă de la Salina Slănic, ce vorbeam mai devreme care de Slănic? Mafia care, din România. Care Slănic? Salina Slănic, Prahova, care, nu știu dacă știi, în fiecare an atrăgea sute de mii de turiști, de vizitatori. S-a defectat acum vreo, cred că 8 ani, s-a defectat liftul care făcea accesul turiștilor în Salină și de atunci cei de acolo, într-o mare colaborare, ca să zic așa, între ghilimele, au făcut în așa fel încât ca acest lift să nu, intenționat, să nu se repare, pentru ca o firmă de casă așa, de acolo, să transporte turiștii cu niște microbuze ordinare, efectiv ordinare, dacă le vezi, te frică să mergi cu ele și 100 de metri pe șosea. Știi de ce se bagă microbuzele alea în Salină? Și pentru că sarea aia distruge tot, adică e clar că exact, e o mașină orabilă. Exact, se face accesul cu niște microbuze în Salină, care sunt euro zero, că te sufoci de la mirosul de gaze de eșapament pe galeria aia pe care se face accesul. Și, cum să spun eu, chiar odată când s-au dus niște prieteni de mei, îmi spunea și că șoferul mirosea băutură, dar asta e partea a doua. Și știu sigur, dar dacă are urechi să audă ministrul turismului, știu sigur că acolo nu se repară intenționat, nu se repară liftul de acces al turiștilor, ca să meargă în continuare acest contract dat fără licitație firmei care asigură aceste catarage de microbuze care fac accesul turiștilor în Salină. Bineînțeles că dacă cei de la Ministerul Turismului ar avea dorință să vadă câți turiști vizitau Salina înainte de chestia asta mafioată și câți turiști vizitează acum Salina cu aceste microbuze, or să-și dea seama că oamenii efectiv au fost alungați de la acest obiectiv turistic. Foarte interesant ce îmi povestești. Uite, asta ar merita mai multă atenție. Au fost și în presă, dacă vrea să se documenteze cu adevărat ministrul turismului, au fost și în presă de-a lungul timpului câteva articole legate exact de chestia asta, de combinația autorităților locale și a celor de la Salină cu această firmă obscură care transportă cu microbuze turiști în Salină. În afară că o distruge și distruge și aerul cu mirosul de țeavă de eșapament, că v-am zis, microbuzele alea sunt, cred că, euro zero. Uite, o să le atrag și eu atenția colegilor reporteri. Mulțumesc, Ștefan, spor la treabă. Mulțumesc pentru sesizare, ăsta e cuvântul corect. Poate le atragem atenția și colegilor reporteri. Ne scrie cineva pe Facebook, mai ușor intri la pușcărie decât la voi în direct. Da,
Știu că e greu, știu că necesită și un pic de noroc. Aveți și un pic de răbdare din punctul ăsta de vedere. De asta fac apel la multă lume să intre, să sune prima dată, o să vedeți că sunt norocoși. Carmen, salutare! Ce loc merită salvat? Salutare, Cătălin! Te salut pe tine și pe ascultătorii Europa FM. Vreau să vă povestesc un pic despre un loc foarte frumos. E vorba de domeniul Cantacuzino Florești, un domeniu de 150 de hectare, are statut de monument istoric, la doar 80 de kilometri de București. Din DN1, într-un kilometru și ceva se ajunge la noi. Nu este un loc izolat, este un loc în mijlocul unei comunități. Pot spune că e unul dintre cele mai vechi domenii nobiliare la aceste dimensiuni și păstrat integral, deci nu este fracționat. Noi suntem un caz fericit. Eu lucrez, fac parte din echipa Fundației Cantacuzino Florești, care se ocupă de administrarea acestui loc și pot spune că la noi nu e vorba de nicio mafie imobiliară sau turistică. Proprietarii au înțeles valoarea acestui loc și tocmai de aceea l-au luat ca să-l redea în circuitul turistic și cultural al românilor. Mă uit aici pe niște fotografii extraordinare. Clădirea asta domeniu reparată. Cantacuzino.ro este site-ul nostru. Nu, există, avem ruinele unui palat, e vorba de palatul Micul Trianon. Toată proprietatea a fost, să spun așa, poate sunt cunoscători, e vorba de Gheorghe Grigore Cantacuzino, spus nababul. Se pare că a fost cel mai bogat român. Din istorie, așa se vorbim de Belle Époque. Palatul a fost ridicat în 1911. Din păcate, lucrările s-au oprit în 1913, când Gheorghe Grigore Cantacuzino a murit. Între timp a venit și primul război mondial și probleme economice. Treptat a fost curățat, să spun, un pic de nemți, apoi de ruși. Apoi, după ce familia Cantacuzino a fost alungată, acolo a fost un măcel. Ce pot? Da, un măcel în ce sens? Ia că a devenit... Păi, în primul rând, partea vegetală, arborii seculare au fost tăiați. Există și astăzi alei de tei, de nuci și alei de castani. Din păcate, localnicii își făceau de acolo aprovizionarea de lemn de foc. Că nouă ne plac frumusețele patriei. Da, și cărămizi, exact. Cărămizi, structură... deci palatul cercevele, a fost ridicat cu marmură de piatră de albești și alte materiale de construcție. A fost luat efectiv în plafon. Există niște traverse metalice, cum sunt șinele de tramvai. Așa. Și? Au fost luate cu totul și vă dați seama că în momentul acela plafonul a căzut. Acum există o coajă, deci ce vedeți în poze este coajă. Din fericire, INP-ul, Institutul Național al Patrimoniului, de câțiva ani organizează, de fapt sunt campanii și în presă și ca echipă, sunt o echipă extraordinară și se luptă pentru clasarea cât clădirilor din România să aibă acest statut de monument istoric și în momentul acela poți accesa anumite fonduri. Din păcate, pentru cazul nostru particular, palatul nu poate fi refăcut. Sincer, ar ieși un chici, valorile sunt imense, deci nu nimeni nu investește fonduri, atâția bani. Exact. Și atunci noi căutăm, deci am accesat fonduri prin INP, prin taxa de timbru a monumentelor și ne-am ocupat de documentația care stă în spatele unui astfel de proiect și ne dorim ca în proiectul viitor, când or să iasă la bătaie, să spun așa, sume mai mari de bani, efectiv să putem amenaja acest palat, fațada, înăuntru să fie un fel de hub cultural.
Ce frumos ar fi. Îți mulțumesc tare mult. Uite, ar merita o vizită din punctul ăsta de vedere, chiar dacă e așa, iar proiectul ar putea să sune foarte bine. Domeniul Florești. Domeniul Cantacuzino.ro. Sper că n-am greșit. Ia să mă uit că eu mă mai uit pe internet acum. Așa. Mai aveți mesaje și pe Facebook, să știți, multe dintre ele. Vă mai dau câteva idei încotro ați putea să mergeți. Mi-ați adus aminte, doamnă, de un fragment din cartea lui Matei Cazacu, Generația noastră, și despre reîntâlnirea generației sale de la liceu. Este acolo un domn arhitect, dacă nu mă înșel, care avea de recuperat un conac al familiei undeva la mare în România, și cam după 1990, spre anul 2000, primește un telefon și se spune acolo: domnule, stați jos? Da. De ce? Păi a dispărut conacul azi noapte. Cum a dispărut, domnule? Zice, păi au venit sătenii și l-au luat, l-au demontat bucată cu bucată. Îmi sună istoria similară, așa. Gabriel, salutare! Azi am plecat de la Cascada Bigger, nu mai e Gabriel, am plecat de la Cascada Bigger și căutăm alte locuri care merită salvate în România, să nu mai pățească precum această cascadă. Eduard, salut! Salut! Te ascult! Bună ziua! Mă bucur că ați deschis acest subiect. Toate locurile frumoase din România se distrug de noi, de oameni. Unul dintre acele locuri, sau dintre acele locuri, au fost plajele Vadul Corbu, care, la momentul la care am fost eu prima oară în 2007, era liniște. Era aglomerație când vedeai un cort la 100 de metri pe plajă și nu găseai peturi, nu găseai hârtii, nu găseai mizerie. Știi ce mi-a spus cineva? Știi ce soartă au avut? Afla lumea de ele. Așa am făcut și noi. Am spus unul alt, din gură în gură s-a transmis: dacă vrei un loc pustiu, du-te acolo, nu te deranjează nimeni, nu te bate nimeni la cap. Toată treaba asta a durat aproximativ 3 ani. După 3 ani de zile s-a ales praful de liniște și de natura de acolo. Ne spunea cineva pe Facebook: nu mai spuneți locuri secrete, ele trebuie să rămână secrete. Dar oare așa e? Adică noi n-am fi putut să ne bucurăm de locul ăla chiar dacă veneam mai mulți oameni acolo? Cred că nu. La civilizația pe care o avem noi acum, cred că nu. Nu există locuri doar pentru civilizați. Rețeaua umană, oamenii vorbesc între ei, își spun: uite ce experiență bună am avut acolo, uite ce experiență proastă am avut acolo. Ei ar fi ajuns. Eu cred că educația este soluția. De ce n-ar fi... Da, este. De ce n-ar fi Vadul și Corbu un loc de plajă spectaculos cu zeci de mii de oameni dacă ar fi frumos și curat? Doar pentru că sunt oameni acolo? Omul sfințește locul. Asta așa e. Te mai duci azi acolo? De acolo, deci eu cred că n-am mai fost de 6 ani acolo. Am relatări de la prieteni care au fost și au spus că, în afară faptului că nu mai pot să... Adică este foarte mare aglomerație, deja se ascultă muzică. Foarte mult. Okay. Deci... Da. Nu am ce să mai caut acolo. Eu am fost vara trecută, să știi, și nu era muzică, e adevărat. Măi, dar am vrut să merg la toaletă, uite, îți spun cinstit. Și a fost un act de curaj uriaș. Deci, chiar, crede-mă, am intrat acolo, era să leșin, deci era... Mi-e greu să povestesc, dar cred că vă puteți imagina cu toții ce înseamnă chestia asta. Ce era acolo. Da. Pot să mai zic ceva... Referitor la Salina Prahova, am fost recent, acum cred că 3 săptămâni, microbuzele au fost schimbate, a câștigat o altă firmă, cred că din Râmnicu Vâlcea, licitația. Sunt microbuze absolut noi, nouțe, aș putea spune, dar rămâne problema liftului, care nici acum nu știu de ce nu se repare. E monument istoric. Eduard, salutare, spor la treabă, îți mulțumesc. Ștefan, bine ai venit la România în direct. Salut, Cătălin, sper că mă auzi. Sigur. Salutare și ascultătorilor Europa FM. Ce să zic, din păcate o tragedie. O tragedie pentru cheile Nerei pe Ușnița. O tragedie pentru că în jurul acestei cascade au început să vină mulți turiști. Cam în tot Carasul Severin, și atunci pentru noi era unul din obiectivele principale. Mm-hmm.
Păi, da, te ascult, mă gândeam acum ce înseamnă. Oare nu o să mai vină lumea? Că o să zică, domnule, e rupt în două? Păi, Cătălin, să fim serios, a prăbușit practic cel mai mare, cel mai mare monument al naturii de acolo. Știi? Adică s-a prăbușit cascada care aducea cei mai mulți turiști în Cara Severin. Era trecută în... Adică toate companiile astea de turist, da? Erau numărul unu în lista lor, era cascada Bigă. Uite ce zice Rom Silva în comunicat. Dom'le, noi știam, ne închipuiam că la un moment dat o să cadă, dar am lăsat-o așa pentru că oricum cădea și ea se regenerează în mod natural. Da, corect, Cătălin, și eu am citit mai devreme, acum vreo 20 de minute, cei de la Rom Silva am citit și eu articolul, dar eu cred că totul s-ar fi putut interveni, da? S-ar fi putut face, nu știu, un postament, ceva de desubt care să susțină totuși, să susțină cascada și frumos cosmetizată cu mușchi natural sau cu ceva și să ne fi bucurat în continuare de cascada Bigger. Totuși, pentru Cara Severin, încă o dată, mă repet, cred că a treia oară, era foarte important. Știți că în jurul cascadei avem foarte multe localități care nu sunt foarte bogate. Vorbesc de Oravița, vorbesc de Anina, vorbesc de Bozovici, da? Care turiștii ăștia aduceau foarte mulți bani în zonă. Eu nu mai locuiesc în România, dar sunt foarte atașat de locurile de acolo. Acolo am crescut. Ok. E, din păcate, eu zic că e o tragedie și cred că mai important înainte de tot este să încercăm totuși să, sau cel puțin de la nivel, nu știu, local, central, să se încerce un proiect de punere înapoi, nu știu, de alipire, de un habar n-am. L-am auzit pe domnul Vela astăzi. Trebuie o restaurare. Asta e punctul meu de vedere. L-am auzit pe domnul Vela astăzi, da, nu știu, mă gândesc că e posibil. Și eu, singura persoană publică care a luat atitudine până acum. E județul lui. Pentru cei care trăiesc acolo și mai ales pentru cei care au afaceri în zona respectivă, e o tragedie astăzi. Îți dai seama, ar putea ca totul să dispară. Nu-mi dau seama câți turiști o să mai vină. O să întreb, băi, chiar sigur, aș dori bușit? Totuși că aș dori să mai amintesc și de calea ferată Oravița-Anina. Care e tot acolo, care este, da? Semeringul, renumitul Semering Bănățean, care la fel ar avea nevoie de nu știu, de o modernizare, are nevoie de mai multe vagoane, acest Semering Bănățean, că adună foarte, foarte mulți turiști. Mm-hmm. Asta ar fi foarte interesant. Uite, asta mi-aș dori să merg foarte odată. Interesant. E funcționabilă? Și cheile NRI Beușnița este o rezervație, cred că cea mai mare rezervație naturală din România, ca și suprafață. Și atunci, astea două, de exemplu, cascada Bigă, Semeringul Bănățean, calea ferată Oravița-Anina, sunt, cred că, cele mai importante. Pentru asta veneau turiști acolo. Numărul unu a picat, a prăbușit. Ce, așteptăm să pice și Semeringul Bănățean și închidem județul, vă spun sigur. În rest e sărăcie destul de mare. România e într-un fel, îți mulțumesc mult, Ștefan, România e într-un fel binecuvântată din punctul ăsta de vedere. Adică, dom'le, chiar sunt niște minuni pe la noi, unele făcute de natură, altele făcute de oameni. Uitați-vă la bisericile fortificate din zona aceea, Viscri, în cam în fiecare localitate unde intrați, mergeți odată de curiozitate, treceți de Viscri, luați-o și prin restul satelor, sau opriți-vă în satele dinainte de Viscri și o să vedeți că sunt locuri minunate. Cereți să intrați în bisericile acelea și o să vedeți câteva lucruri care ar merita cu totul și cu totul o mare atenție. Vladimir, salutare! Ești la România în direct. Bună ziua! Vreau să ridic pentru câteva momente problema băilor herculane. Băilor herculane? Da. Ce-i în neregulă acolo? N-am mai fost de când eram copil. Zona aceea Herculane-Govora. Nu am mai fost de mult. Da? Am fost în copilărie. Uh-huh. Dar din câte țin minte, era în proporție de 50-60% împaragină totul. Așa e, mi-aduc aminte. Acum am citit relatări de presă. La un moment dat era o afacere cu o singură companie care cumpărase tot acolo și locul s-a distrus. Sau, mă rog, nu mai e la înălțimea de... Da, la înălțime. Nu mai e deloc la înălțimea de altă dată.
Exact, și am citit acum ceva timp un articol despre stațiunea Karlovy Vary din Cehia și faptul că băile herculane s-ar putea mobiliza și să se ridice la nivelul acelei stațiuni. Nu știu dacă se pot mobiliza ele de unele singure. Cred că trebuie să le mobilizeze niște investitori și ceva administrație din România. Eu așa mă gândesc. Cred că asta ar fi, de fapt, ideea. Da, da. Spune-mi, te rog, de ce e important locul ăsta pentru tine? Că m-a surprins alegerea ta de astăzi. Consider că are un potențial turistic mare și poate să atragă. Mm-hmm. Dar nu pentru că ai vreo afinitate sentimentală, să zic, legată de el. Nu neapărat, dar consider că este un loc cu foarte multă istorie. Asta e adevărat, da. Asta apropo de castrul roman pe care îl invocam eu ceva mai devreme. Îți mulțumesc! Da. Încerc să fac loc la cât mai mult lume. Vladimir are 15 ani, emoții firești. Nu era Vladimir al meu care avea tot 15 ani, nu? Care are tot 15 ani, nu e al meu, că recunoșteam după voce. Ca să vezi coincidență. Salut, Vladimir. Claudiu? Zic bine? Salut, Claudiu. Salut. Ce faci? Salut. Te ascult. Uite, pot să zic că sunt la volan deocamdată și călătoresc prin minunatul oraș Bacău. Din care facem, să zicem, mai des live pe radio. E ceva de salvat la Bacău? Ok? E ceva de salvat la Bacău? Wow! Sunt foarte multe de salvat. Yeah. Hai să trec așa un pic în revistă, să zicem, averea fraților noștri evrei care au fost majoritari la începutul secolului trecut în Bacău și cărora pur și simplu le-au dispărut terenurile, proprietățile în Bacău. Nu știu dacă se mai face ceva la momentul ăsta din punct de vedere al comunității evreiești, dar se pare că nu, odată ce sunt o serie de proiecte imobiliare care vizează fostele proprietăți evreiești din Bacău. Aici au trăit cam cei mai mari industriași ai timpurilor acelora de origine evreiască și practic au construit orașul ăsta. De curând apare un proiect imobiliar care va afecta cimitirul evreiesc datat de la 1700, vechiul cimitir evreiesc. Este un proiect imobiliar cu mai multe blocuri de câte 10 etaje. Deocamdată se mișcă. Cum îl va afecta? Că un cimitir, adică în primul rând va fi gard în gard cu el, practic, cu cimitirul respectiv. Okay. Cimitir de care administrația publică nu se îngrijește de niciun fel, arată deplorabil. Au mai existat încercări în 2017 de ciuntire, practic, a acestui cimitir. Au vrut să ia și o bucățică din acel cimitir. În schimb, s-au plimbat terenurile, terenul respectiv s-a plimbat prin mai multe, de la mai mulți cumpărători de bună credință, așa cum suntem obișnuiți, cel puțin noi în Bacău, ca să ajungă în mâinile, probabil, unora care sunt reprezentativi din punct de vedere imobiliar. Nu o să le spun numele, dar comunitatea știe de altfel. Ce mai avem de salvat în Bacău? Casa Sterian, care a ajuns în proprietatea Bisericii Ortodoxe. Eu sunt ortodox și sunt credincios, să zicem, în Biserica Cerului. Dar acolo au fost aduse niște modificări de structură la nivel interior, că casa fiind de patrimoniu, nu există un acces la interior din partea autorităților pentru a constata chestiunea aceasta. Informațiile le am de la arhitecții restauratori care s-au ocupat inițial și care nu mai au acces acolo, din păcate. Apoi, ce mai avem de salvat? Avem o cetate de sub Bacău. Este cetatea făcută de Ștefan pentru întâiul său născut, Alexandrel. Serios, da? Orașul, și ce, orașul, ce înseamnă că e o cetate? Sunt niște pietre, niște ruine acolo, nu? Niște... Nu. Este biserica precis, a fost ca cetate. Aha. Și sub orașul Bacău, aproximativ pe suprafața a o cincime din oraș, este un oraș ascuns, care poate fi pus în valoare. Nu se dorește acest lucru.
Există anumite persoane din mediul academic, istoric, care doresc să scoată la suprafață și circuitului turistic chiar acest oraș, dar nu se dorește din punct de vedere al autorității. Mulțumesc tare mult, încerc să mai fac loc unui mesaj. Stau să mă gândesc că ce hecatombă a fost în viața noastră comunismul, care a lăsat în paragină multe dintre lucrurile astea, sau le-a luat proprietatea unor oameni și nimeni n-a mai avut grijă de locurile astea. Relu, salutare! Tu închei România în direct de astăzi. Bună ziua! Te ascult! Știu cascada Bigger. De mai multe ori am vizitat-o. Ce vreau să știți, că nu este chiar așa cum este, cum, sau nu a fost chiar așa cum este prezentată și de dumneavoastră și de site-urile de afară. Ce nu este? Adică nu este, e frumoasă? Nu este frumusețea, nu este frumusețea care se pretinde a fi. Acum, nici pe departe. Acum în nu mai e. În zona Nerei sunt locuri mult, mult mai frumoase. Mm-hmm. Mult mai frumoase. Dacă aveți posibilitatea, vă rog să vizitați pădurile, patrimoniul UNESCO din acea zonă. Cu singurul amendament că eu nu m-am pronunțat asupra frumuseții sale, pentru că n-am văzut-o, deci nu am ce să zic aici. Nu este. Uite, și un om dezamăgit. Da. Acum, știi cum era? Un loc important pentru oameni, e o chestiune de percepție, 100.000 de oameni treceau pe acolo anual, acum nu știu câți o să mai vină. Zine atunci, uite, mai sunt 15 secunde. Unde să meargă? Da, dacă tot au bilete în zonă. Dacă tot merg acolo, le recomand un sat care se cheamă tot Bigger. Nu are legătură cu cascada. Accesul este din defileul Dunării. Este un sat de cehi. În mare parte părăsit. Mai sunt locuitori acolo, dar satul este încă îngrijit. Poștii locuitori încă se întorc anual în acel sat. Foarte interesant. Mulțumesc tare mult. Relu a încheiat România în direct și rugămintea mea e așa. Pentru cine a intrat mai târziu, puteți să ne urmăriți pe Facebook sau pe podcasturile noastre, pentru că lista de recomandări este enormă și e o listă de beneficii care ne stau la îndemână. Adică doar avem de făcut ceva treabă și am putea să trăim mult mai bine, ca să nu mai zic că s-ar putea să avem și multe alte bucurii. Sunt Cătălin Striblea, România în direct se încheie aici, spor la treabă! Participă la România în direct, de luni până joi, de la ora 13:15, la Europa FM.